Ultima concurentă din această seară are 25 de ani. Și chiar dacă trăiește la Cluj, a rămas moldoveancă 100%. Roxana iubește atât de mult muzica, încât a ajuns să viseze sunete. Doamnelor și domnilor, Roxana Poian. Am un păr lung, am urechile mici, am un nas, zic eu, potrivit. Familia și în special mama mi-au spus că am buze frumoase, am o piele frumoasă, un suflet destul de bun și un corp de gimnast și un om căruia îi place foarte mult, extraordinar de mult, să cânte. Îmi place că sunt femeie pentru că pot să-mi cumpăr foarte multe rochi, haine și parfumuri. Atunci când visez, visele mele înseamnă doar sunete. M-am întrebat de multe ori ce s-ar întâmpla dacă aș vedea. M-aș angaja mâine într-o televiziune. Îmi place. După prima facultate, a vrut să facă și a doua facultate. Ce puteam face decât să dau mână liberă? Nici nu se putea altfel, pentru că ea are o personalitate aparte. M-a lăsat să plec din Iași în Cluj la facultate. Nu știu cât din voința ei, cât din voința mea, care a fost foarte puternică. Trăiesc singură în cămin, merg singură la facultate, sunt o tipă, să zic așa, cât pot eu să fiu de independentă. Aveți în fața dumneavoastră un om perfect normal. Bună seara, bună seara, bine ai venit, bine ai venit. Roxana, se pare că ai cucerit acest platou deja. Mulțumesc mult. Cu cine să încep? Cu mine. Doamna Laura, vă rog. M-a emoționat. Mi-a plăcut ceea ce am auzit de la tine. Ești o învingătoare și cu siguranță vei învinge și în lumea cântecului. Mulțumesc. Felicitări. Și chiar vreau asta. Domnul Dinescu. E interesant că mulți dintre cei care au probleme cu vederea au o ureche muzicală ieșită din comun. Cred că plusesc puțin cu vocea metalică, adică îmblânzește-te puțin la un moment dat, știi?
Am înțeles, da. Am să încerc. Da. Vreau să specific, mi-am adus aminte că melodia care ai cântat-o tu, am cântat-o și eu la Dialog la Distanță, prima mea melodie. Și ți-aș dori să ai succesul meu. Fantastic, eu la Dialog fantastic. La Distanță. Doamna Elize, vă rog. Roxana, tu nu mă vezi acum pe mine, dar sunt convinsă că mă vezi cu ochii minții. Ce crezi tu că am să spun eu acum despre tine? Nu am idee ce veți spune despre mine, dar indiferent ce veți spune, o voi lua ca pe un lucru constructiv. Păi nu ți-am găsit niciun cusur. Ai stofă de învingătoare. Mă simt onorată pentru faptul acesta și vreau să vă spun că e prima dată când spun, mă închin în fața acestor cuvinte. Ce frumos! Succes. Costică? Să știi că ești frumoasă, poate nu te-ai văzut niciodată în oglindă, dar ești foarte frumoasă. Domnule Enceanu, vreau să vă fac un compliment și să vă spun că toată lumea zice asta. Da! Da! Să știi că ești micuță, ești micuță, dar ai voce cât un munte. Te felicit, trebuie bravo. Un pic de umor, nu? Absolut, mulțumim foarte mult, mulțumim. Domnule Leșe, vă rog. Mie mi-a plăcut foarte mult cum strigă. Strigăturile sunt extraordinar de bine punctate. Forește foarte frumos. Mi-a plăcut momentul acesta. Mulțumesc! Mulțumim și noi! După prima probă, iată cu încredere, până la proba a doua, alături de artistul preferat. Te simți bine? Da, da, mă simt foarte bine. Doamne ajută, ne vedem puțin mai târziu, doamnelor și domnilor, mergem mai departe. Da. Piesa a fost cea mai bună piesă pe care am putut să o aleg în concurs. Am mizat pe ea. Piesa aia a rupt stilul, ca să mă folosesc în limbajul străzii. Dar în special, cine m-a, să zic, frapat cel mai tare a fost doamna Elize. Pentru că a zis că nu mi-a găsit niciun cusur, pur și simplu nimic.